Și un comunicat de ultimă oră, Ministerul Afacerilor Externe confirmă cu regret decesul în contextul situației de securitate din statul Israel și Fâșia Gaza a încă două persoane cu dublă cetățenie israeliano-română cu domiciliul în statul Israel. Astfel, numărul cetățenilor români uciși se ridică la 4 și vorbim cu purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, domnul Radu Filip. Bună ziua! Bună ziua! Putem oferi informații despre cele două persoane? Da, din păcate, veștile pe care le-am primit astăzi din Israel ne confirmă cu regret faptul că în contextul situației de securitate de acolo, încă două persoane cu dublă cetățenie israeliano-română și cu domiciliu în statul Israel și-au pierdut viața. Transmit condoleanțe familiilor acestora. De asemenea, vreau să menționez faptul că ambasada noastră la Tel Aviv este în dialog cu autoritățile israeliene pentru a verifica informațiile cu privire la dispariția unei persoane cu dublă cetățenie israeliano-română. Deci, din păcate, la acest moment avem 4 cetățeni cu dublă cetățenie decedați și o altă persoană cu dublă cetățenie israeliano-română dată dispărută. Vorbim de 2 civili? Aceste informații nu vi le pot oferi. Ce vă pot spune este faptul că ambasada noastră la Tel Aviv, Consulatul General al României la Haifa, nu au recepționat solicitări de sprijin consular privind dispariția sau decesul altor cetățeni români din statul Israel și rămânem în contact permanent prin aceste două, prin misiunea noastră diplomatică și oficiul consular de la Haifa pentru a verifica toate informațiile care existează pe cetățenii români. Pe lista persoanelor dispărute mai sunt și alți cetățeni cu dublă cetățenie, să spunem? Cu cetățenie altui stat? Și română și israeliană, să spunem. Până în acest moment avem doar o singură persoană cu dublă cetățenie israeliană-română aflată pe lista persoanelor dispărute.